Înainte a începerii acestui clip, aș vrea să-i fac o promovare lui Sneak. El este un YouTuber la început de drum care postează clipuri cu CSGO, GTA 5, Minecraft, Clash Royale. Uneori postează și diferite vloguri. M-aș bucura tare mult ca voi să treceți pe canalul său, să vă abonați, să-l susțineți cu un like și ce mai știți voi. Primul link se află în descriere care vă duce către el. Cam atât cu această promovare, acum hai să trecem la episod. Salutare tuturor, eu sunt The Link și bine v-am regăsit la un nou car vlog. Ei bine, sunt în mașină cu Alexandra, am fost să spăl mașina, însă fiind frig n-am putut să mă ajute pentru că am vrut eu să o protejez, să o țin la căldurică. Vara e cu totul altceva, nu vreau să fie foarte lung acest clip, așa că trecem direct la subiect. Cu siguranță foarte mulți dintre voi, de fapt cred că cu toții, ați văzut deja despre ce vom vorbi din titlul, din thumbnail, așa că o să răspund direct. De ce mașina mea are jante de tablă? Foarte mulți dintre voi ați fost supărați, n-ați înțeles, unii dintre voi chiar ați presupus faptul că am vândut jantele pentru noua turbină și pentru soft, adică ați crezut că n-am avut bani, adică de ce să-mi vând ceva ce îmi place ca să-mi fac altceva la mașină? E cu totul ciudat și chiar nu cred că ar face nimeni așa ceva. Așa că vă spun direct, eu folosesc aceste jante undeva la 3 luni pe an, da? Anul are 12 luni, deci 9 dintre lunile anului mașina are jante frumoase pe 19.5. De ce să mai dau bani? Adică am preferat cu banii respectivi pe care i-aș fi dat pe jante să-mi fac soft la mașină, să iau o turbină, pentru că nu mă deranjează atât de mult ca în aceste 3 luni ale anului mașina mea să fie un pic mai urâtă. Mai ales că e și vremea urâtă, totul e urât, nimic nu e frumos pentru mine, adică mie nu-mi place foarte mult anotimpul ăsta, așa că nu mă caracterizează și chiar nu mă încurcă faptul că mașina mea are jante de tablă. Mie chiar mi se pare haios, adică nici nu i-am pus capace, tocmai că mi se pare haios că toată lumea se miră când vede o mașină un pic modificată și vede aceste jante, crede că e o glumă, gen, hai mă când îi pui tu jantele alea de iarnă, că sigur nu le ai pe astea. Și chiar e așa, oarecum o ironie, pentru că mașina e foarte frumoasă, în schimb are niște roți foarte urâte. Dar uite, să știți că eu m-am obișnuit și chiar le-am făcut negre așa, lucios, adică chiar arată destul de bine. Și adică și Alexandra la început ura jantele și acum a început să zică, bă, dar parcă chiar încep să prindă culoare așa și chiar dau bine. Sunt jante pe 16, am un balon foarte mare, îmi era dor să nu mai simt fiecare groapă, deci că o iau cu fundul, nu cu mașina. Gen, vă zic sincer, am ajuns ca atunci când trec peste o groapă să mă ridic un pic așa din fund încât să nu mai simt groapa, pentru că mă durea pe mine. Oarecum mă ridicam așa din volan un pic, știți, să nu mai stau atât ca să fie eu, ulo, dar urâte stopuri are Golful ăsta 4. Yeah. Mai frumoase erau aia din fabrică, pe cuvânt, decât să le pui pe astea. Da, așa că sper că am lămurit prin comentarii, toată lumea zicea că am cele mai urâte jante, dar v-am zis, 3 luni de zile, care-i problema? Eu am jante foarte frumoase pe 19 inch, mulți dintre voi le știți, a atașit și o poză acum, undeva pe aici să fie poză cu jantele mele pe care le am. Sunt în zona, nu știu cum să zic așa, Alexandria, în spatele meu e Bragadir, în față e Unirii, să zic așa, la 8 km, atât. Și o să mă duc spre casă în momentul de față. Mi-era dor să fac sincer un car vlog, mai ales că acum aveam și acest subiect pe care voiam să-l abordez de foarte mult timp, că cu toții scrieți acolo în comentarii acest lucru. Vreau să vă spun încă ceva, vă pregătesc o surpriză, o să merg la munte și o să iau GoPro-ul atunci când mă dau pe sanie sau am zis că o să mergem și să schiem. Eu nu știu să schiez, însă voi învăța și cred că o să fie amuzant să vedeți și voi. Deja te-ai încălzit, hă? Uh-huh. Cred că o să fie amuzant și pentru voi să vedeți cât de paralel sunt cu schiurile alea și cât de noob. Mamă, noob, frate, asta este pentru jocuri. Da, da. Începător, pule. Începător, așa. Și Alexandru o să schieze. Da, bine, eu sunt începătoare, nu noob. Ia să vedem ce melodie avem pe aici. Da, m-am plictisit de asta. Îmi place următoarea mea, chiar dacă m-am plictisit și mai mult de asta. Dar știi ce? Ca să nu mai chinui eu, o schimb de aici. Maluma!
Mie îmi place că eu știu, eu știu cum arată Maluma. Dar și eu știu, e foarte frumos. Nu Maluma ăsta care cântă. Știu al Maluma. Să-ți fie rușine. Maluma, baby. Da, Maluma. Ia uite și rocul ăsta din față. Care, la roșu? Da. O să-mi iau mașinata doar ca să-ți mă cânt. Ai mi corazon. Gata, sunt curios dacă mi-am luat copyright. Eu știu că pot să pun orice melodie vreau. Pot să pun și Rihanna, Michael Jackson, ce vreți voi. Și știu că nu iau copyright, dar testez și eu. Dacă mi-am luat copyright, nu-i nimic. Adică dacă nu o să vedeți, dacă vedeți o singură reclamă pe clipul ăsta, înseamnă că mi-am luat copyright. Dacă vedeți mai mult, înseamnă că nu mi-am luat copyright. Deși eu cred că nu o să-mi iau. Mulți spuneați tot așa prin comentarii, când mai puneam melodii pe fundal, d-astea așa cunoscute, că o să-ți iei copyright, o să-ți iei copyright, dar nu... Nu e chiar așa, nu scăpați voi de reclame atât de ușor. Da, și o să fiu 4 zile plecat, sper că o să am suficient conținut, mai ales că vine acum 1 decembrie, Sfântul Andrei. A început să-mi placă mai mult Sfântul Andrei acum de când ne dă liber. Și sper să am suficient conținut. O să vedeți de 1 decembrie un clip special cu Ziua Națională a Golfurilor. O să vedeți un eveniment cu multe golfuri. Am fost toți la Brașov. Nu știu exact câte golfuri am fost, dar am fost foarte multe și nu mai încăpeam în parcarea efectiv. Cred că au făcut și băia de la parcări bani pe urma noastră. Mai ales că unul dintre noi n-a plătit și a luat amendă. Iar apoi am fost să mâncăm undeva la un restaurant și iar doi dintre cei care aveau care au venit cu golful ăsta și nu au plătit prin SMS, trebuia să plătim prin SMS. Eu cu încă câțiva ne-am dat seama și am plătit, dar unii au fost mai ghinioniști și au aflat mai târziu când au primit deja amenda în parbriz. A, nu mai îmi place asta salsa version. Opa. Da, băieți, păi, cred că ați înțeles cu toții acum motivul pentru care mașina mea are jante. Mulți dintre voi poate erați noi și nu știați și jantele pe care le aveam de vară. Am văzut că unii dintre abonați răspundeau celor care nu știau, adică unii spuneau, bă, cumpărăți mă niște jante ca lumea. Și unii dintre voi ajutați și scrieați acolo, le dați replay, spunându-le că are și jante de vară, doar că acum iarna cer o stare să-ți strici și jantele. Ăsta e încă un motiv pentru care nu mi-am luat jante, pentru că dau ăștia cu tot felul de soluții, cu sare, cu tot felul de lucruri și îți strică oricum aliajul, vopseaua, pentru că puteam să-mi iau cauciucuri de iarnă pe 19, că se găsesc, nu e greu, și foloseam aceleași jante, numai că schimbam cauciucurile, dar tot nu era o rezolvare, pentru că îmi zgâneam jantele. Ați văzut și voi cum e cu parcările când e zăpadă și în stânga și în dreapta, pe unde parchezi te atingi de tot felul de mormane, de zăpadă, așa că tot acolo ajungeam, tot le stricam, așa mai bine astea de... Hai să-l depășesc pe ăsta. Astea oricum nu mă doare sufletul dacă le stric, că e cam imposibil fiind de tablă. Ia să vedem dacă ne băgăm și noi frumos pe aici, că ne desface în dreapta, dar uitați-vă și voi cum stau taximetriștii ăștia. Hai că nu are loc. Are loc, dar dacă vine mașina de gunoi... Glumesc, că nu cred că face și ceva, că n-are cum. I can take you, yeah. I can take you. Hai, treceți pietonilor. Da, băieți, păi am ajuns și noi aproape de casă. Nu vreau să filmez mai mult pentru că o să aflați unde stau și nu asta e una dintre soluții. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit. Sper că ați apăsat și voi pe butonul de like. O să vină foarte multe vloguri. O să vină și un clip special de 1 decembrie, v-am zis. Ce-a fugit ăla? M-a dat așa din picior, ușa, nu cred că l-ați prins, pentru că nu știu dacă s-a văzut exact pe cameră. Uite, iar un taximetrist care blochează circulația. Foi titit. Lasă că ia acum client și o să plece. Bun, vă salutăm, pa, pa! Pa!